În Joia Mare m-am invitat prea special la prundul, că avem, să spunem, lucruri interesante pentru comunitățile din prundul, Roata de Jos și Comana. Astăzi ne oprim să facem politică, măcar astea 3-4 zile nu mai facem politică, nu mai facem comentarii politice. Fiind săptămâna mare, săptămâna patimilor, să stăm liniștiți, să ne întâlnim săptămâna viitoare într-un nou cadru și cu efervescență politică deosebită. Astăzi semnăm practic trei contracte cu administrația Fondului de Mediu și am aici lângă mine, pe lângă primarii cunoscuți, domnul Marin Ghidenac de la Roata, domnul Gătălin Pulvea de la Prund, domnul Enache Aurel de la Comana și Costel Cărăpăcean de la Ghimpat. Am administrația Fondului de Mediu, care o să vă spunem câteva lucruri despre noi, pentru că din cele trei comune, noi avem trei proiecte și acum astăzi practic semnăm contractul de finanțare pentru trei comune, Roata de Jos, Prundul și Comana, urmând ca în etapa următoare să fie semnat și proiectul de la Florești Stoienești, pentru că și Florești Stoienești astea are proiectul eligibil. A fost o întârziere față 3 cu 1, deoarece în prima parte se semnează cele 155 de proiecte, în partea a doua cele 102 proiecte. Da? Da. Corect? Corect. Corect. Și proiectul de la Florești Stoienești este în partea a doua, deoarece a predat proiectul mai târziu decât ceilalți. Așa s-au împărțit cele 57-58 de proiecte în două etape. Prima etapă de finanțare și a doua etapă de finanțare. Acum suntem în prima etapă cu cei trei. Și o să las pe administrația Fondului de Mediu să prezinte și să vă spună câteva vorbe despre cele trei proiecte și despre proiectele de la Mundial de la Giurgiu. Mulțumesc! Bună ziua! Eu sunt reprezentantul Fondului de Mediu, faptul că e numele meu. Am o deosebită plăcere să vin să semnăm asemenea contracte și să vă anunț, să vă informez de reușitele județului Giurgiu. În Giurgiu, la ora actuală, sunt 43 de proiecte cu circa 60 de milioane de lei, dintre care 27 sunt finalizate deja, mai sunt 16 în derulare. Într-adevăr, domnul ministru a punctat foarte bine că sunt 4 proiecte de apă și canal cu rețea de canalizare de peste 50 de kilometri, toate 4. Acesta de la Florești-Stoienești va fi semnat în etapa următoare, asta înseamnă peste vreo 4 luni maxim, zic eu, când se aprobă un buget pozitiv și o să fie un buget pozitiv. Acum avem aceste trei contracte de semnat și dumneavoastră probabil că știți, imediat ar trebui să procedeți la organizarea procedurii de licitație ca să putem să da drumul la bani, pentru că am prevăzut în bugetul din acest an și o primă finanțare din aceste contracte. Inclusiv de la Stoienești noi am prevăzut, numai că așteptăm să ne avem creditele bugetare. Ce aș putea să vă spun? Că vă urez succes și că totul e bine la Giurgiu, din punctul nostru de vedere. Dacă dumneavoastră aveți întrebări vis-a-vis de proiectele în derulare. Domnul ministru, mulțumim mult. Domnule. Aia înseamnă Marin Anton și pentru viitorii 4 ani. Nu vă fac nici reclamă, nici campanie, da? E timpul și nici momentul. Dar, cel puțin, Comana, cât ați ajutat-o, Comana e cu dumneavoastră. Proiectul. Cred că e binevenit. Noi avem în Roata 4 sate. Primul proiect care l-am avut cu 577 canalizare, 4 km, și de acolo au început discuțiile.
De ce în Roata și nu în Cartojan? Satul Cartojan este un sat foarte mare, cu 3800 de locuitori și erau mici discuții. Acum cred că discuțiile se încheie. Foarte mulți mă bombarda că nu se mai fac nimic, adică cei din opoziție. Dar vreau să vă spun că am muncit și alături de domnul Anton, care cred că mai mult de jumătate din merite l-are și îi mulțumesc. Pentru că să ai 4 proiecte pe Giurgiu, un județ așa de mic, nu e ușor să te bați cu cei de la București sau cu alte județe mult mai mari. Ce mai am în perspectivă? Mai am cei 17,5 km, dacă ne ajută bunul Dumnezeu și îi dăm drumul pe PNDI. Cred că se va da ordine de începere. Cu 17 care am făcut înainte, iar pe Oche 7, Comuna Roata are în jur de 40 de km, deci 98% va fi asfalt. Am rețeaua de gaze care am muncit, cred că 6 ani de zile, am 54 de km, cred că sunt unicat în România, am luat un credit de 60 de miliarde, am avut un grad de nebunie, dar vă spun că impactul este foarte mare, pentru că școlile... Iarna aceasta, iarna foarte grea, dar vreau să vă spun, copiii au stat la Maieuț. Deci super, super, super. Cetățenii din comună au început să branșeze, în jur de 30%. Să ai gaz la poartă, asfalt și acum vine apa și canal, cred că sunt condiții deja de oraș. Și vreau să spun și eu câteva cuvinte despre acest proiect. În primul rând aș vrea să mulțumesc celor care au fost involvați în reușita acestui proiect. Și aici mă refer la consultanți, proiectanți, echipei din primărie. Aș vrea să mulțumesc domnilor de la AFM, domnului care reprezintă AFM-ul, de asemenea domnul ministru, care are un rol important în reușita acestui proiect. Proiectul pe care l-am semnat astăzi este un proiect care are ca și investiție principală realizarea canalizării în satul Puieni, pe o lungime de aproape 7 km și extinderea alimentării cu apă în satul Puieni. În satul Puieni este o rețea funcțională de alimentare cu apă, la care deja cetățenii au început să facă cerere și urmează să se branșeze. Canalizarea, evident, că este o chestiune care se pliază pe această investiție și este foarte bine. La Prundu, unde deja avem o rețea de alimentare cu apă și canalizare pe o lungime de 13,2 km, avem o extindere prin acest proiect a rețelei de apă și cu această ocazie am reușit și am făcut integral alimentarea cu apă în localitatea Prundu. A fost un pic mai ușor, pentru că deja toată partea de gospodării de apă, foraje și bazine, potabilizare, instalații de potabilizare, instalații de hidrofoare existau, există, sunt funcționale și practic acum venim și completăm rețeaua prin această extindere. Un proiect extrem de important pentru modernizarea comunei Prundu, despre care probabil că nu este cazul să mai discutăm, cu toții știm. Și mă refer la niște programe operaționale. Este vorba despre Giurgiul, ca municipiu, vorbesc despre orașul Micăirești și vorbesc despre orașul Bolintin Vale, unde sunt programe operaționale, unde se lucrează la alimentarea cu apă și canalizare. Aș vrea să scot în evidență unele programe, mă refer aici și suntem localitatea Prundu, unde există un ADI cu o valoare de 6 milioane de euro, în care Primăria Prundu, Primăria Comana, Primăria Gostinar sunt beneficiari acestui ADI. Aș mai vrea să mai aduc în evidență cele 5 proiecte pe măsura 3.2.2, ar valoarea câte 2 milioane jumate fiecare. Vreau să mai aduc în evidență, și mulțumim domnul ministru Anton, că în ultima perioadă, în județul Giurgiu, au mai intrat 10 proiecte pe măsura 1.2.5, cu valoarea câte 1 milion, ceea ce înseamnă 10 milioane de euro. Iată că
Au intrat în această guvernare foarte multe proiecte, se dezvoltă foarte mult județul Giurgiu și mulțumim Guvernul României, mulțumim administrațiilor publice care au știut să inițieze și să acceseze aceste fonduri pentru județul Giurgiu.